considerat că este necesar să reabilităm și acest dispensar din satul reședință de comună, întrucât de zeci de ani nu s-a mai intervenit asupra lui și după cum vedeți și dumneavoastră, după cum observați și dumneavoastră, arată jalnic această clădire. Și mai mult, apa din ploaie, prin plafonul clădirii, s-a infiltrat în farmacie și în sala de consultații. Alte cuvinte, investiți în sănătatea oamenilor. Da, aveți dreptate, investim în educație, investim în sănătatea oamenilor și investim în infrastructura din comuna noastră. Și reabilitarea constă în anveloparea clădirii în exterior, după cum se poate vedea, repararea, schimbarea în totalitate a acoperișului, zugrăveli interioare, zugrăveli exterioare, reparat trotoare, reparat scările și tot ce este necesar a se repara la această clădire. Am deschis dispensarul din satul Dunăreni de circa 2 luni de zile. Până acum 2 luni de zile vreau să spun că acest dispensar deservea un număr de 2900 de locuitori, atâția câți avem noi în comuna noastră. Cel din satul Dunăreni deservește locuitorii din satul menționat anterior, adică Dunăreni, și ne referim aici la circa 1500 și ceva de locuitori. Toți banii provin din bugetul local. Nu am primit bani de nicăieri pentru reabilitare și pentru construirea, da, dispensarului din satul Dunăreni. Sperăm să ne ajute Consiliul Județean Constanța. Cât ați investit în aceste lucrări până acum? Deci, construirea dispensarului din satul Dunăreni s-a ridicat la circa 650.000 de lei, iar reabilitarea dispensarului din satul Aliman în jurul la 380.000 de lei. Mai aveți de băgat bani în ele? Ne-ar mai trebui, așa cum menționam mai devreme, dotarea interioară. Aveți o idee de, eu știu, un ordin de mărime pentru de cât ar mai fi nevoie pentru aceste lucrări? E nevoie de bani mulți pentru dotarea unor unități, hai să le spunem spitalice, și a unor dispensare. Pentru că aparatura, după cum știți, aparatura modernă este foarte scumpă. Și sperați ca cei de la Consiliul Județean să vă ajute în acest sens? Într-adevăr, noi sperăm. Este o bună colaborare, dar și banii la nivelul Consiliului Județean au fost cam puțini. Dispensarul ăsta chiar lângă dumneavoastră aici, credeți că e un lucru bun ce a făcut primăria? Foarte, foarte bun, da. Până acum unde mergeați când aveați o problemă medicală, familia sau? Mergeam la comună, da. Și acum îl aveți la 2 pași de casă? Îl avem la 2 pași, foarte bine, e aproape. Da. Să fie domnul doctor care deja vine și este foarte bine și să ne facă farmacie.